Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Astăzi, oameni buni, vedem gameplay din noul Poppy Playtime Chapter 3 și îl vom vedea pe Catnap, așa că nu uitați să apăsați pe butonajul de like dacă este să vă placă și dacă mai vrei și alte episoade. Și mă gândesc în felul următor. La episodul de astăzi aș vrea să strângem peste 5.000 de like-uri și cine n-apasă pe butonajul de like, vine Catnap la voi acasă. Așa că, rapid, rapid de tot, să apăsăm pe butonajul de like, să vedem dacă reușim. Și hai să începem cu gameplay-ul acesta, pentru că sunt foarte curios să văd cam cum ar arăta jocul. Prima dată trebuie să găsești mâna aceea mov, care te ajută practic să sari peste obstacole. E o chestie nou-nouță pe care nu am mai avut-o până în acest moment în Poppy Playtime și este ceva care cred că o să se întâmple chiar la început de joc. Pentru că fără ea nu vei putea să faci practic obiurile jocului. Și iată, mâna este chiar aici. Și hai să o luăm, zic, ar fi o idee bună. Pur și simplu o schimbi, corect? Da. Și uite, ea arată ceva de genul ăsta. Și acum tu te poți folosi de aceste platforme unde în mod normal nu ai fi putut să ajungi. Te folosești de mână și ai sărit mai departe. Destul de interesantă treaba, trebuie să recunosc, și chiar super folositoare. Și mergem mai departe, o să-l vedem pe Huggy Wuggy în episodul de azi, o să-l vedem pe Catnap, Kissy Missy, deci stați până la finalul episodului că o să merite. Și practic, Poppy Playtime Chapter 3 se lansează în luna ianuarie, deci luna aceasta noi vom avea oficial Poppy Playtime Chapter 3, orice ar fi. Nu știm exact data de lansare, dar știm 100% sigur că nu va fi amânat mai departe, deci practic nu are voie să fie mai departe de ianuarie. Așa că eu unul abia aștept să mă joc jocul și fiți siguri că o să îl postez imediat cum apare pe canal. Și tocmai de asta vă zic, dacă vă place, nu uitați să apăsați pe butonajul de like, apreciez mult, mult de tot și cu siguranță cred eu că o să merite așteptarea, pentru că așteptăm de foarte mult timp Chapter 3 și mă bucur că avem posibilitatea măcar să ne uităm la niște videoclipuri. Să vedem cam cum ar arăta Chapter 3 când se va lansa. Așa că hai să vedem. Deci am luat statueta aceea care cred că e Kissy Missy sau o fi Huggy. Și trebuie să o punem aici, uite. Ăsta ar fi locul în care trebuie poziționată. O pui aici. O scanează. Și acum ce? A dat văzut. Se ridică ăsta. Acolo e Dog Days, fiți atenți. De ce e prins? Pare că e capturat, așa, vedeți? Ok. E creepy. Salut, prietene. Ok, nu vreau. Mama, s-a dat jos de acolo, fugi. S-a dat jos de acolo, e timpul să fugi. Aha. Vai de capul meu. Cred că se târăște, din ce am văzut se târăște, așa că nu cred că e atât de rapid. Oh my god, e chiar acolo în fața noastră. Dă-i și fugi, dă-i și fugi, nu mai sta. Doamne, imaginați-vă că sunt o grămadă de smiling critters și dacă fiecare dintre ei va fi așa, va trebui să te bați cu ei sau să fugi de ei. Imaginați-vă, pentru că ei... Developerii au și anunțat că o să fie cel mai lung chapter de până acum. Adică practic o să fie 3 ore plus. Dacă e 3 ore plus, cel mai probabil nu o să fie un singur episod pe care îl vom face. Vom face mai multe episoade. Nu știu, nu m-am decis încă, dar imaginați-vă un episod de 3 ore cum ar fi. Nu știu ce să zic despre chestia asta. Oh my god, uite-le, e chiar aici. Ok, cred că e timpul să folosești mâna asta ca să zbor de aici. N-ai cum să-l blochezi, n-ai cum să-l blochezi. Folosești mâna și ai plecat. A, ce vrei? Ce vrei de la mine? Hai să pici acolo dacă continui. Na, a picat acolo. Acum nu-mi zic are și cum să se cațere, sper că nu. Bun, am plecat de acolo. Ce avem pe jos, o jucărie? Probabil că o să ajungem și în orfelinat, mă gândesc, în episodul acesta. Să vedem cum arată și zona de orfelinat. Uite, e Kissy Missy. Cine e pe jos? Am văzut că se mișcă ceva pe jos. Poate mi s-a părut mie, dar arăta ca și cum s-ar fi mișcat ceva pe jos. E și Poppy. Avem ceva de discutat.
Nu ți-am zis de ce nu te-am lăsat să pleci. E mai complicată treaba decât atât. Ok? Ce se întâmplă aici e mai mare decât noi. Trebuie să ne luăm revanșa pe Catnap, cel care ne va face praf dacă nu. Și prototipul trebuie să moară pentru tot ce a făcut. Mamă, mâna de prototip, ați văzut? Oh-oh. Cred că o ia pe Kissy Missy. Stai, nu fa asta. A, nu, a luat, a preluat controlul caracterului și a aruncat-o pe Poppy. Lol, deci poate să ia, preia controlul caracterelor acea mână. Ok, asta e destul de ciudat. Hai să plecăm de aici. Da, asta e zona de orfelinat. Și asta este zona de început pe care v-am arătat-o. Cu jucăria Catnap care se transformă în monstru. Ia uitați-l. Bă, deci când îl vezi pe ăsta, a, păi fugi. Nu mai stai la discuție, nu mai stai la nimic. Ai dat fuga și pa la revedere, că nu vrei să ai de-a face cu așa ceva. Ia uite-l. Iar ăsta cred că sare. Oh my god. Ok, n-a reușit să sar. Ba da, se cad să refugi. Bă, dar ăsta încape pe ușă? Eu asta mă întreb. Mi se pare destul de ciudat. Uite, asta e zona de orfelinat. Mamă, cât de mișto a reușit să facă tipul ăsta. Să refacă din trailer, practic. Oh my god! Fugi! Nu mai sta la discuție deloc! Dă-i cu fuga! Deci, oameni buni, neapărat apăsați pe butonașul de like la acest episod. Pentru că e prea de tot, frate. Uitați-vă cât de mișto e și grafica. A picat, s-a dus Catnap. Dar oare s-a dus de tot sau ne mai face vreo surpriză pe aici și ne întâlnim cu el? Nu știu ce să zic despre asta. Sunt foarte curios dacă vei putea să schimbi mâinile când vrei. De exemplu, dacă vrei să schimbi cu mâna cealaltă în loc de mâna mov, în funcție de ce ai nevoie să le schimbi așa on the fly. Nu știu dacă se poate sau dacă va fi o variantă, habar n-am. Dar eu cred că ar fi destul de tare. Pui maneta aici. Tragi de manetă. Ok, și ce e aici? Ia să vedem. Bă, nu știu ce să zic despre zona asta. E Huggy-Wuggy, varianta Catnap. E făcut la fel cum e și Catnap. De nu l-o fi transformat chiar Catnap, să arate ca el. Varianta de coșmar de la 3 dimineața, ce e asta? Mamă, uite-l cum arată. Bă, sincer, e mult mai înfricoșător decât Huggy-Wuggy normal. Nu vrei să vezi așa ceva. Ok, pe unde mergem? Că nu vreau să dau nas în nas cu el. Nu știu unde. A, uite-l. Ce faci? Nu te du acolo. Vezi că în curând nu o să mai ai pun să treci. Ia uite-l ea, ia uite-l ea ce urât e. Doamne ferească-mă. Doamne ferească-mă, știe să sară? Zim că nu știe să sară. Văd că vine ușor, ușor. Ia, ia vezi, ia vezi săritură. Aaa, a sărit perfect chiar. Vezi că sare mai bine decât Catnap. Chiar, chiar mult mai bine. Ha, mă, pleacă de aici, lasă-ne în pace. Lasă-ne în pace. Vine și aici? Ia uite-l. Ia uite-l ce vine. Ia uite-l ce vine și sare iarăși. Perfect. Doamne. N-ai cum să scap de el. Ce variantă avem? Poate doar acolo, dar... Bă, vezi că te mușcă. Aici e gazul ăla de la Catnap. Care te poate adormi. Da, eu tot nu înțeleg cum a reușit acest tip să facă asta. Având în vedere că jocul nici nu s-a lansat. Și gen, nici măcar n-avem trailer atât de avansat pe cât avem gameplay lansat de cineva random. Vezi canalele lor în descriere. Așa, ia să vedem. Mama, a venit Catnap! Doamne! Doamne! Ia uite-l! Îl mănâncă? Mă, frate, l-a mâncat? What? E doar jumate de Huggy aici. Hai că asta nu e ciudat deloc. Nu, 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 nu. Asta nu e ciudat deloc. Deci i-a fost foame lui Catnap, ca să ne înțelegem. I-a fost un pic de foame și a zis, bă, hai să mănânc un Huggy-Wuggy așa.
La grătar. Uite, asta e zona aia cu orfelinatul în care ei încercau să simuleze ca și cum ar fi afară, cu cer, cu pereți care se indice că ar fi zona de afară. Ați văzut și în trailer că era casa aia. Se un hambar. Aici cine e? Se aude ceva? Oh, e porcul. Ăsta nu știu cum îl cheamă. Dacă știți voi, puteți să scriți în comentarii, dar eu nu știu cum îl cheamă pe ăsta. Dar de ce sunt toți prinși? Sunt toți capturați așa și legați. S-a trezit. Cred că... e catnap. Cred că catnap i-a prins, oare? Că văd că a venit să verifice dacă l-a eliberat cineva. Da, foarte ciudat. Dar cred că catnap a început să-i prindă ușurel, ușurel. Folosim iarăși de mâna asta. Folosim jucăria cu catnap ca să ne dea curent. Ok. Și acum ce? Oh my god! Ok, nu mă așteptam să-mi sară în față dintr-o dată așa. Ia uitați-l ce urât e! Ok. Avem nevoie de ajutor mare. Avem nevoie de ajutor mare. Țineți minte când i-am văzut prima dată fața lui catnap și am crezut că e de fapt dinozaurul. Dar nimeni nu știa sau nu-și putea imagina pe vremea respectivă exact cum o să arate sau că o să fiu chiar o pisică. Lol, te împingi! Bă, nu mă așteptam la asta. Și acum să vedem un fel de trailer, tot așa, fan-made, pentru noul chapter. Ok. Fața lui catnap. Ok, bine ai venit acasă. Uite, orfelinatul! E chiar ca în, ca în jocul oficial. Ok, timpul pentru dormit. Mamă, ce creepy e! Doamne! Să-ți upgradezi grab pack-ul. Purple hand. Da, va trebui să faci chestii de genul ăsta, cred că. Mamă, ce puzzle-uri complicate! Deci asta cred că o să fie cel mai întunecat chapter de până acum. La ce mă refer întunecat? Adică creepy, știi, în zona aia. Prototipul ne-a salvat. Oare? Oare? Nu știu ce să zic despre chestia asta. Și aici vine catnap la final. Da, nu știu ce să zic despre chestia asta. Spuneți-mi și voi părerea voastră sinceră în comentarii despre ceea ce ați văzut, pentru că eu unul cred că Poppy Playtime Chapter 3 va fi ceva de genul ăsta, ok? Eu asta cred. În momentul de față, ce ați văzut, bineînțeles, a fost fan-made, dar ideea de bază este că jocul cel mai probabil așa va arăta. Dacă vouă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Mă gândesc, dacă luna asta el se lansează și are 3 ore, ați vrea să facem mai degrabă un episod de 3 ore în care să fie jocul cap-coadă sau să facem mai multe episoade cu jocul? Eu personal mă gândesc să facem mai multe, deci dacă jocul e 3 ore, să facem mai multe episoade, pentru că un episod de 3 ore poate te plictisești, nu știu. Dar mai multe episoade cred că ar fi mai interesant pentru că ai putea să vizionezi în fiecare zi ceva nou. Acum aștept și părerea voastră în secțiunea de comentarii. Spuneți-mi acolo ce ați vrea voi și ne auzim data viitoare. Pa, pa!